Spuneți-mi ce s-a întâmplat. Ce s-a întâmplat? Eu n-am fost acasă, am fost cam o jumătate de oră înainte acasă. Am plecat la salaș, Nora a dat telefon că vino ticule acasă, cu ardei acasă, nu mai. Dar n-aveți idee de la ce s-a întâmplat? Și cine era acasă când s-a întâmplat? Soacra mea era acasă. Mai ia. Păi da. Ați avut vreun foc, a prins ceva sau? Nu. Nu știu, probabil o avocea într-o zbobar, în cuptorul, nu știu ce să vă spun, habar n-am. Că mi-era frică că îmi ia foc și mie acasă aici și am și până în pot, vă dați seama. Ăștia au venit după o oră, că să stingă focul. Lasă, dracu, de treabă, așa merge România cu toi, dura ei, să-i puta și mă. Ei nu sunt pregătiți niciodată să ai de apă cu ei ce ei trebuie. Ei merge, încalcă mașină și după aia vine după oră. Nu, că mă iau apă. Da, să fie la mea, dar nu apă. Iată-ne un ut, rău, n-am putut. Eu nu pot pierd înăuntru acum, care. Așa am făcut și eu, în 2005.